Mii de zboruri aeriene au fost anulate și alte câteva mii au suferit întârzieri pe mai multe aeroporturi din lume chiar în ziua de ajun. Problema a afectat mii de pasageri care în ziua de ajun au rămas blocați pe aeroporturi, iar unii dintre ei riscă să-și petreacă și prima zi de Crăciun tot pe aeroport. Doar în ziua de ajun, la nivel global, au fost anulate 2400 de zboruri și aproape 11.000 au suferit întârzieri, iar alte 600 de zboruri au fost anulate și în prima zi de Crăciun. În total, aproximativ 4500 de zboruri au fost anulate în toată lumea pe durata ajunului și a primelor două zile de Crăciun. Problema a apărut în urma unui cumul de probleme. Mulți piloți și stewardese și-au luat liber pe motiv de boală, iar alții au trebuit să intre în carantină după ce au intrat în contact direct cu persoane infectate cu COVID-19. Acești factori au împins companii precum Lufthansa, Delta Airlines sau United Airlines să anuleze multe zboruri. Cel mai afectat a fost traficul aerian din Statele Unite, China și, într-o măsură ceva mai mică, cel din Marea Britanie. În cazul acestuia din urmă, anumite secțiuni ale aeroportului Heathrow s-au umplut cu pasageri rămași fără zboruri. Iar în Statele Unite doar Delta Airlines și United Airlines au anulat aproape 400 de zboruri care erau programate pentru ajun out here uh, about a half an hour for an hour flight just because they didn't have the staff to take us off the plane. They're telling us it's at least three days to get any of us anywhere near LA or Hawaii to go where we need to go. Aeroporturile cu multe zboruri anulate s-au umplut de pasageri într-un moment de expansiune a tulpinii Omicron. Iar unele dintre locurile în care acest lucru se întâmplă sunt chiar țări cu numere mari de zboruri anulate.